Iată cum odată cu venirea gerului, găinile cele viteze care dormeau afară în salcie au început ușor, ușor să se adăpostească. Deci, păsările instinctiv au început să caute adăpostul. Fără a avea nevoie de îndrumare, ca să zicem așa. Deci, pur și simplu, găinile au căutat cotețul și s-au adăpostit de viscol.